Bachtale, APSA înseamnă în traducere din limba romanii lacrimi fericite și exprimă varietatea stărilor și emoțiilor pe care muzica romă reușește să le inducă publicului. Fondatorul proiectului este excepționalul acordeonist, pianist și solist Mario Bihari. Repertoriul trupei are la bază muzica folk balcanică și armoniile de influență romă din Ungaria, România și Slovacia. O performanță vocală deosebită și un spectacol susținut în ritmuri captivante sunt atributele care fac ca Mario Bihari și Bachtale APSA să fie, în cel mai bun sens, un adevărat punct de referință în muzica romă. Psa hraje čistě tradiční romskou hudbu, pardon, nejenom čistě, protože už hrajeme i vlastní písničky, které skládá Peťa Horvát, což je náš kytarista, vynikající zpěvák, a hrajeme vlastně jenom romské písničky, zpíváme romsky. We play like a gypsy song, the old one, and our stuff as well. We trying to put our instruments, our attitude to the songs and mix it like together in your style for us. Hrajeme romskou muziku a jsou tam vlivy z celého světa, my se ničemu nebráníme v našich aranžích. Consider Romani art as a part of the Czech culture, of the Czech art, and we are happy to present it abroad looking very much forward to listening to Mario Bihari and Bachtale APSA. Máš trémus dnešního večera? Ani ne. Tak jako určitě jo, ale tak prostě půjdeme na to pódium, tak půjdeme. My hrajeme romskou hudbu, líbí se nám to, já s Peťou jsme Romové, Frantaraba a Toky, který hraje na perkuse, Franta Hraba na kontrabas, tak nejsou Romové, jsou to naši kamarádi z Čech, Češi, a prostě hrajeme romskou hudbu, to je jediné, co k tomu můžu říct. Jsem Rom z České republiky a jsem na to hrdý, že jsem. No vlastně v podstatě, co pořád hrajem, vlastně, nechte se překvapit. Na dnešní večer jsme si připravili písničky, které hrajeme prostě dlouho. Jsou to prostě naše písničky z Čech nebo ze Slovenska a nebo taky i písničky z Balkánu nějaký. Na dnešní večer jsme si připravili z našeho bohatého programu hlavně písničky z Česka, ze Slovenska, který asi tady místní neznají, a k tomu dáme pár takových těch celosvětově známých chválů. We are also very happy that such a festival takes place here in Bucharest. I think it makes big sense because Romani culture is a part of European culture. Roma are the biggest minority in Europe, and I think it will be a great event. So, Shukar Shuniben.
Aceasta a fost ediția de astăzi. Eu vă aștept și săptămâna viitoare la aceeași oră. Sunt Loredana Dumitru și până atunci, să trăiți mișto! De burse în domeniul medicinei. În cadrul proiectului Profesioniștii Romi în domeniul medical, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni.